se pare că soții ne-au dat o echipă foarte bună. Nu contează, ne suntem pregătiți pentru acest lucru, deoarece în timpul campionatului oricum ne-am fi întâlnit cu această echipă. Suntem la un nou început acum, deci vine și prima etapă mult așteptată de noi, staful tehnic. Sunt convins că am făcut o pregătire foarte, foarte bună, da? În ciuda timpului care a fost la noi în țară. Cred că din fericire am făcut pregătirea aici și sunt convins că am făcut, avem un surplus. Deci rămâne să vină primul meci, să vedem cum va fi. Dar sunt convins și sunt încrezut 100% în jucătorii care avem în momentul actual la echipă. Este o perioadă mai frumoasă de cele care am petrecut-o până acum. A fost o perioadă pregătită care nu e atât de interesantă pentru noi, fotbaliști. Mereu e interesant să joci în campionat. Trăiești emoții maxime. Jucăm cu vice-campioana Moldovei, cu Milsami, care din ediția trecută, care anul trecut a luptat practic până în ultimul tur pentru campionat. Am analizat și analizăm echipa, ne pregătim minuțios de acest meci. Desigur că ne dorim și vom face tot posibil să începem cu drept. Momentul în care, cu sigur, tot l-am așteptat, cât fanii, dar tot și noi jucători, am muncit această perioadă de pregătire foarte mult ca să demonstrăm că putem să ne luptăm cu orice adversar și la orice nivel. Și cred că o să începem cu drept și sunt sigur la asta noi și toți. Înainte de această conferință am avut o discuție pentru început de campionat și cu lotul, în care am expus încă o dată lucrurile pe care le-am dezvoltat, pe care le-am adus ca și noutate din conceptul implantat în acest club. Am lucrat științific, numesc științific din punct de vedere al regimului de efort, pentru că l-am implantat, l-am introdus în procesul de antrenament. Factorul tehnic l-am combinat cu factorul fizic, iar la acest moment stăm foarte, foarte bine din punct de vedere fizic. Toți jucătorii sunt la un nivel foarte ridicat din punct de vedere fizic. La momentul de față, deci la momentul dat, încercăm poate să modificăm pozițiile a câtorva jucători, să încercăm să-i utilizăm ca vârf de atac. Facem lucruri strategice în timpul antrenamentului, încercăm să modelăm tot ceea ce ați văzut în intersezon, în pregătirea de iarnă. Deci, încercăm să surprindem adversarii, așa spune. Mă repet, obiectivul este de a produce fotbal. Eu ce pot să vă spun, lotul este foarte valoros și foarte echilibrat, cu dubluri pe fiecare post. Oricine lipsește poate să fie înlocuit fără niciun fel de problemă. Lotul fiind valoros și pretențiile noastre sunt mai mari. Obiectivul nostru este de performanță. Deci performanță nu înseamnă clasarea pe un loc jos. Obiectivul nostru este clasarea sus, cu bătaie lungă, pot să spun, cupele europene, ne dorim foarte tare asta, dar, v-am spus, o luăm strategic, pas cu pas, concentrați pe toate detaliile ce înseamnă fiecare joc în parte. Ca să vă spun de acum, să preconizez pe ce loc ne vom afla la final, nu vreau să fac asta, dar vă asigur că nu vom fi sub locul care s-a situat Zimbru anul trecut, pentru care, știu, din punctul meu de vedere, este o mare dezamăgire pentru club, pentru suporte și pentru toată lumea. Anul acesta vom fi concentrați și focusați pentru a ne atinge obiectiv de performanță. Performanța înseamnă sus. Cât mai sus. Nu este deloc ușor, pentru că se vor face două tururi. Asta înseamnă să te întâlnești de 4 ori cu Șerif, de 4 ori cu Milsami, de 4 ori cu Petrocub, ceea ce nu este chiar un avantaj. Dacă ar fi fost mai multe echipe, te-ai fi întâlnit doar de 2 ori cu aceste echipe puternice și ai fi jucat cu echipe mai slab cotate. Deci automat este, fiind un campionat cu echipe puține, îți dă posibilitatea să te întâlnești cu echipe mai puternice de mai multe ori, ceea ce înseamnă că este mai valoros. Număr mic nu înseamnă mai lipsit de valoare, înseamnă mai valoros din punctul meu de vedere.
Ceea ce și pentru noi este un lucru pozitiv, pentru că ne face să progresăm. Dacă jucăm cu echipe puternice, noi progresăm, devenim și noi puternici. Am stabilit și noi bonusul de premiere, care să ne ducă către obiectivul care îl dorim. Nu am pus prime pentru fiecare meci, am pus bonusuri la pachet. Ceea ce ne îndeamnă și ne obligă să acumulăm puncte. Acumulăm puncte, vom avea prime foarte bune, foarte consistente. Sunt prime stipulate în regulamentul de ordine interioară. Nu știu alte echipe cum fac, este treaba fiecăruia, bucătăria lor. Noi avem aceste pachete de prime pe calupuri de jocuri. La 4, 5, 6 jocuri sunt stipulate anumite sume pe care le vor câștiga băieții dacă vor acumula un număr de puncte.